Vizita președintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților George Băieșu a încins spiritele la Palatul Administrativ. După aproximativ o oră de la începerea ședinței cu botoșănenii care au probleme cu dosarele de despăgubire din partea statului și a făcut apariția și fostul consilier local Marius Cristescu. Acesta a adus în atenția oficialului guvernamental un dosar în care el este parte de 14 ani și ANPR-ul nu a făcut niciun demers pentru rezolvarea acestuia. Este un dosar care stă de 14 ani de zile la ei. Când au văzut că pe 22-a 10, uitați-vă acțiunea, am depus acțiunea la Curtea de Apel Suceava, măgari că oamenii nu-i pot socoti, îmi fac o hârtie, o trimit la poștă pe 28-a 10, ajunge în Botoșan la mine pe 31-a 10, uitați-vă. Dar antedatată hârtia în sine pe 20-a 10. Deci 8 zile hârtia asta a stat fără să fie trimisă la ei. Și el vine și spune că știe ce se întâmplă în instituția lui. Ajuns la microfon, dialogul dintre cei doi s-a lăsat cu replici dure sub aspect politic. Marius Cristescu a reproșat faptul că dosarele similare care au fost depuse la ANRP acum 4-5 ani au fost soluționate, oamenii primind drepturile bănești cuvenite. De ce am sărit de acolo când ați spus replica dumneavoastră mă tăia la suflet? Știu ce se întâmplă în instituție. Da, știu. Bănuiesc că nu. Mă refer că din 2007 până în 2014 este un număr de ani. Iar până este primul număr. Și niște guverne catastrofale. Număr de ani. Haideți să vă spun ceva, nu fac politică, dar când ai o problemă... Dar nu ne place lucrurile care ne plac nouă. Să vă trăiască. Alea să vă spun să vă trăiască ca morcov. Ideea este ala. Dar sunteți și obrazi. De ce? Că a zis de guvernele chiar cu presa de față. Chiar cu presa de față. Eu am zis de guvernele vii să vă trăiască. Dar mie mai zis la guvern să vin pe aici și să mă ia peste picior tot felul de persoane care nu sunt, nu? Dar probabil nu sunteți aici ca să lăudați în guvern. Nu sunt. Bănuiesc că nu sunteți în campanie electorală. Ați venit cu niște probleme administrative. Bun. Disputa pe seama unui dosar de restituire a degenerat apoi într-una eminamente politică. Dumneavoastră faceți politică? După, nu. Ați făcut? Da, 2 ani de zile, dar ca independent. V-au dat afară? Ei au zis că da, eu au zis că nu au câștigat în instanță. Nu, dar ca să știm și cu cine vorbim. Da, domnul meu, eu am făcut. Eu știu cine sunt, eu știu cine sunt. Eu am făcut PPDD-ul pe Botoșan și că l-a lăsat. Foarte bine, hai, ce problemă aveți cu ANRP-ul? În dosarul fostului consilier este vorba despre un teren din municipiul Botoșani pentru care fostul proprietar ar urma să încaseze 400.000 de euro.